Dacă în prima etapă ne-am axat mai mult pe înlocuirea conductelor care erau destul de vechi, uzate fizic, etapa a doua merge mai mult spre extindere. Noi astăzi avem un grad de acoperire de 83% în municipiul Suceava, ceea ce înseamnă servicii de apă și canalizare, după ce finalizăm, bineînțeles, și proiectul ISPA în acest an. Ca urmare a aplicării acestei de-a doua etape, pe fonduri de coeziune, gradul de acoperire a acestor servicii va crește la 96%. Eu zic că ne vom clasa printre orașele mari cu gradul cel mai mare de acoperire a serviciilor de apă și canalizare. La fel mă bucur că firma Eftis a câștigat licitația, pentru că noi am colaborat foarte bine la proiectul ISPA, sunt oameni profesioniști, îi cunoaștem, colaborăm bine. Vreau și eu să mulțumesc sprijinul acordat de domnul președinte al Consiliului Județean pentru acest mare proiect de această dată la nivel județean și de domnul director Groza, care este director general al operatorului nostru județean.